Ia vezi speciala, bine m-a picat preferata mea Smoke, specială, bine! Salutare tuturor și bine v-am găsit la cel mai așteptat episod din ultimul timp, pentru că a venit în sfârșit varianta 0.45 beta cu noul update, dar și noua mapă, care se numește mai exact Rush Hour. Adică ora de grabă sau ora de vârf, din ce am văzut eu că e traducerea, sperăm că e cea corectă. Pe lângă faptul că observați că până la urmă la custom party avem Lava Land-ul, avem ce mai lipsea? Honey Drop-ul, ok? Și știu că mai era o mapă care mai lipsea aici, aceasta fiind bombardamentul, o avem și pe asta, deci toate mapele din joc, nu cred că mai lipsește vreuna, le avem la custom party. Din păcate nu avem emote-urile să le putem dezactiva nici în această variantă, totul este neschimbat aici, dar până începe și a va arăta absolut tot ce conține și mapa și skin-uri și multe altele, bineînțeles că avem și un emote special, dați un like și o abonare pentru că mă ajută foarte, foarte mult, vă dau 5 secunde pentru a apăsa butonul de like, 5, 4, 3, 2, 1 și să vă abonați la canal pentru că asta este cel mai important dacă doriți să vină update-ul cât se poate de rapid, să apăsați și clopoțelul, cum îmi place mie să spun, să activați toate notificările. În prima fază, după cum observați, avem două wheel-uri, dar astea sunt gratis doar în varianta aceasta beta pentru a vă arăta eu vouă, n-o să fie gratis și în varianta oficială, înțelegeți deja chestia asta. Sunt o grămadă de emote-uri pe care o să vi le arăt imediat, dar după cum observați voi, avem emote-ul de pumn, cel normal, și mai avem un emote de pumn. Ia uite-l, Fire Punch, este un emote special, dar o să vă explic imediat despre ce este vorba, că acest emote special nu e ceva nou, adică vedeți că practic el dă cu foc și scrie acolo deasupra lui special. O să vă explic imediat despre ce este vorba și cu acest emote, dar avem o grămadă de skin-uri pe care trebuie să le deblocăm, vedeți și voi bine câte skin-uri sunt. What the? Au băgat un skin de nudist? Bro, trebuie să vedem neapărat. Haideți prima dată și prima dată să vedem la skin-uri despre ce este vorba. Începem cu legendarele de la cea mai mare raritate. Se pare că avem 3 speciale în update-ul ăsta, bro, no way. Stai așa că trebuie să pun așa, ca să se vadă. 3 skin-uri speciale. Începem cu Ruby Cupid, care arată destul de interesant, dar sincer roșiaticul ăsta așa nu prea l-aș fi băgat eu special. Nu știu, n-are nimic special. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. După aia avem mamă, ăsta chiar da, bro. Smoke, bro, sigur ăsta nu este la fel cum era. What the... Ok, o să revenim și la ăsta care e în ciucurelul gol. De fapt nu prea e în ciucurelul gol, e semi, în fine, înțelegeți voi, ideea e cam cenzurat. Smoke, bro, arată bine, arată bine skin-ul, îmi place. După aia avem Sensei Fire Fist. Fire Fist, ok, am vrut să zic Fire First. Bine de tot înseamnă că se potrivește foarte mult cu emote-ul special, cel nou. Foarte bine arată și skin-ul ăsta, până acum astea sunt skin-urile mele favorite de la speciale, ăsta e așa și așa, nu pot spune că e unul dintre cele mai speciale. După aceea avem Metal Hatchling, Hatchling, cred că am spus bine, mai nou, la fel cum se întâmplă pe Brawl, cei de la Stumble Guys și cei de la KitKat, de fapt nu mai e KitKat Games, e Scopely, o să vedeți imediat că au schimbat și logo-ul de la joc, să nu ziceți că am mințit că a fost vândut jocul acesta. Deci avem skin de silver, cum ar fi skin-urile de pe Brawl, cam o copie, sincer să fiu. Avem și Metal Alien, la fel, același lucru neschimbat. Inside Out, doamne, cum arată skin-ul ăsta, bro, poți să vezi în corpul caracterului, în corpul skin-ului. Wow, Angelul, care până la urmă este un îngeraș și domnișoară. Acum trecem la skin-ul ăsta. Mi-e frică să apăs pe el. Dacă cumva e ceva ciudat și apare ceva ciudat. Apare ăsta cu un ciucurelul gol acum. Oh, ok. Doamne, doamne, m-am liniștit. Mă, sigur, skin-ul ăsta este foarte bine verificat și foarte bine cenzurat, astfel încât să nu se vadă ciucurelul în meci. Gen când se întoarce într-o parte sau se pune pe burtă sau mai știu orice altceva. Sigur noi vedem poponețul astuia în vreun fel anume, sigur e foarte cenzurat. Bă, mie mi-e frică să joc cu skin-ul ăsta, mă credeți pe cuvânt? Mi-e tare frică, sincer. Bro, ce n-ai băi cu viața lor? De ce ar băga un skin de ăsta, bro? Come on, n-am văzut pe niciun alt joc. Sincer, lucrul ăsta. Ok, încercăm, nu testăm prea multe, că nu, până la urmă vreau să aflăm bagurile și să le aflu off-camera, să nu apară pe vreun episod al meu. Carnival Celebrator. Arată binișor. Arată binișor, dar nu prea wow, nu prea îmi place care multe chestii de la așa și... Na, în fine. Pixel Gal, ok, deci domnișoara și nevasta lui Pixel bărbat, nu? Adică caracterul de Minecraft. Arată bine, dar parcă are capul mare și nu știu ce măsură să te ajute foarte mult. Oh, Stumble Love! Ce tare, bro, arată fain.
Doar că e puțin așa, cam ciudățel skin-ul pentru băieți, zic și eu. După aia, Metal Ninja, se pare că și la Ninja avem un metal, ok? Și Golden Gloves, ăsta chiar îmi place. Ăsta chiar, față de ăsta de silver pe care l-au băgat, ăsta chiar îmi place, Golden Gloves-ul ăsta. Cum arată el așa, o să vedem eu ea și culorile dacă îi influențează, adică influențează skin-urile. După aia venim la Epic. Abraham Lincoln! Lincoln, cred că mai bine spus. Se pare că am avut dreptate, este băgat un președinte în joc. Voi nu m-ați crezut? Asta este, ce să vă fac dacă nu vreți să credeți în Nostradamus Mădălin. Arată binișor skin-ul. Mamă, vezi că are și efect la ochi. Stai că vreau să mă uit odată, ia mă, uite. Mamă, are efect la ochi, bro, se vede că a venit altă firmă și se implică mult mai tare. Queen of Hearts. Decent, nu prea wow. O, asta da, îmi place. Boxing Ro. Un kangur boxior. Asta da, bro, chiar o să-l joc. Și mai să dai cu pumnul, bam, 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 one punch, two punch. Da, stai așa că mai e un președinte, George Washington, bro. Dar vedeți că ăștia sunt roboți, George Washington de roboți. Bă, dar știi ce mă miră mie, pe mine faptul? Că nu le-a schimbat denumirea absolut deloc și le-a pus exact cum sunt președinții, adică cum erau. Numai că sunt de roboți. Da, cred că are dreptate pentru că ei nu mai sunt în viață și nu știu de ce i-ar fi băgat să nu fie de roboți. Ăstea sunt 4 skin-uri la epice. La rare nu mai avem absolut nimic nou, adică după cum observați nu este nimic nou și nimic schimbat. Și după aceea dacă mergem noi la toate restul celelalte, nu cred că mai e ceva pe aici pe la oricare raritate din asta slăbuță, nu? Ceva adăugat. Nu, totul este neschimbat. Acum, haideți să trecem la emote-uri. Uite, probabil o să ziceți că, bă, mă, ce face emote-ul ăsta? Dă cu foc? Îți dă foc? Sau ceva de genul la caracter? Nu, în niciun caz. Dar până să trecem noi să arătăm toate animațiile astea, vreau să vă arăt că logo-ul de încărcare a jocului a fost schimbat. Și după cum observați, acesta este nou logo Scopely în locul KitKat Games. Adică exact cum vă spuneam eu, jocul a fost cumpărat și nu mai este și nu mai aparține KitKat Games, exact cum am avut dreptate. Avem foarte multe emote-uri, avem pe cel de inimă, l-avem pe cel de plâns, l-avem pe capibara la costum. Ups. Nu, stai, am crezut că ăsta e 2-2-2, dar nu, e ca și cum ar adormi. Ăsta care e lovit, ăsta de Kiwan, ăsta cu inimă frântă, oh my god. După aceea avem ăsta care dansează ca un rob. Bă, ăsta era, bro, ăsta era până acum, nu, ăsta două erau, ok. L-avem pe ăsta care face la fel ca o găină. L-avem pe ăsta care plânge și se pune în genunchi. Ăsta care dă cu pumnii, one punch, two punch, hop hop, eschivă, bam bam. După aia ăsta, e stil Kung Fu, ia. Wow, yoga plutitor. L-avem pe ăsta cu coroană. Cred că asta e și animație de victorie, nu? Îmi place asta de coroană. Ăsta care cântă la chitară. Bun. Avem și efecte speciale din voci, de la mine. Avem pe cel care deschide șampanie. Ăsta e Mădălin, brodere. Fii atent aici că numai eu pot să deschid șampanile în așa fel. Bine, se pare că el nu și-a dat cu dopul în cap, dar putem spune că asta e emote marca Mădălin. Chiar o să-l folosesc. Bă, ce tare e ăsta de deschid șampania, chiar îmi place. Ăsta e emote-ul pe care o să vă arăt imediat despre ce este vorba. Ăsta cu Mr. Muscolo. Și după aceea pe ăsta care, ce doamne iartă mai skip emote-ul ăsta, vede, eu ești nebun. Jocul de picioare. Când vrei să te duci la baie și nu poți, și nu poți că e ocupat sau care-i faza? Când faci pe tine pipi și nu știi unde să te duci. Da, în fine. Deci, emote-ul ăsta special este doar un skin pe emote-ul de pumn. Nu este unul care să-ți dea foc la caracter sau orice altceva. Este doar un skin pentru emote-ul de pumn. Deci noi nu vom avea în acest update emote special. Probabil că în viitoarele update-uri. Dar acest emote nu este unul nou. Este doar skin pe emote-ul de pumn. Și ia să vedem la... ce frumos le-a schimbat peste pe aici. Deci l-avem pe ăsta Samba se numește, mă. Flexing Muscle. Șampania avem și la victorie de win, avem chitara, avem crown-ul, avem și meditația, i-auzi? Karate Kid, Shadow Boxing, Sobs, Wings. Deci le avem pe toate astea care sunt și aici, asta îmi place. Că la victorie cel puțin măcar merită. Și să vedem aici, ce avem? Inimioare, ce-mi plac. După aia avem pe ăsta care avem pu, pau, piu, pu. Ăsta de... lol. Deci Boxing Gloves nu e pumnul în sine să le iei din roată, este efect special după tine de pumni. După aia avem metal. Da, că sunt skin-uri de silver și trebuie efect de stat de metal. După aia cu smoke, cu energy blast, spiral energy, îmi place cum arată spiralul, și rainbow lining. Și ăsta îmi place foarte mult și cam astea sunt, că în rest sunt toate cele vechi. Da, și cam asta e. Acum ce trebuie noi să facem este să dăm aici la roată și să le deblocăm. Pentru a arăta și emote-ul special. Cred că putem noi să deblocăm totul de pe aici. Dar cum să facem noi? Cred că ar fi o idee bună ca să
Nu așteptăm la această roată să vedem toate emote-urile și ci doar să le deblocăm, nu? Și la skin-uri ar fi o idee bună ca să le așteptăm. Deci, cea mai bună metodă este să facem asta, mai ales că e gratis. Putem să dăm până ne plictisim. Și o să dau așa ca să le deblochez pe toate, pentru că n-are relevanță, nu? N-are relevanță ca să le aștept. Se pare că mai lipsește decât... și se pare că astea noi au o culoare mai diferită, sunt mai așa, mai albicioase față de celelalte. Deci, ok, aici mai trebuie. Bun, o să dau eu aici până le deblochez pe toate, că la skin-uri vreau să vedem skin-urile pe roată cum arată când le deblocăm. Și gata, le-am deblocat pe toate, mai puțin că mai am pe astea care sunt în roata cealaltă. Și trebuie să vă anunț faptul că roata asta, adică și asta și asta, nu o să fie pe varianta online, ca să puteți, să le puteți testa. Adică pe varianta când o să fie update-ul lansat. Update-ul nu știm exact când va veni. Hai să dăm aici, broadere. Să vedem ce ne va pica. Ia. Mi-a dat mare emote. Nici nu m-am uitat la șanse. Cred că șansele sunt mai mari la emote-uri și mai mici la... Mamă, cum arată specialele. Mi-a picat asta inside out, în care poți să vezi prin el. K1-ul. Ok, l-am deblocat și pe ăsta. Vreau skin-uri. Deci de fiecare dată o să las când avem un skin nou deblocat. Cred că o să stăm ceva. Probabil că o să mă plictisesc atât de tare încât o să dau next la roată. No! L-am luat pe ăsta în carbasanul gol, bă, vere, bă. Mamă, frate, o să am traume cu skin-ul ăsta. Gândiți-vă doar puțin să intre abonații cu skin-ul ăsta și să văd 31 de persoane. Ia vezi speciala. No! Mi-a picat diva. Stumble love. Vai, ce drăguțică e așa. Minecraft-ul, bine! Soția lui Pixel. Domnișoara Pixel, ca să spunem așa. Avem și skin-urile astea. Bă, nu știu dacă raritățile o să continue să fie aceleași sau dacă o să fie schimbate. L-am luat pe Abraham Lincoln! Bine! Sii, totul nou! Totul nou și nimic, nimic ce aveam, bineînțeles că e pentru prima dată când au luat această roată. Ia din cine mai... Nu mai... ok. Da, pe ăsta și l-aveam. Ce credeți? Bun. Continuăm să continuăm. Avem capibara. Capibara. Ia. No, bă, dar au șansă mai mare emote-urile față de skin-uri. Și asta nu-mi place. Absolut deloc. Bă, dă-l încu. Mai du-te, bă, de aici, mă. Mai lasă-mă în pace cu skin-ul ăsta. Mai lasă-mă, frate, că rămân cu traume. Numai doar... Șocul ăsta are ceva cu skin-ul ăsta, bă. Bă, bune de nu. De nu o să mi se băguiască mie la roata aici și nu o să mai apară cu cenzura aia. Să vedeți voi. Mai să mă prind la editare să scot dacă e ceva. Nu trebuie să mă uit așa cu lupa. Să mă uit să văd. Bă, se vede acolo într-un colț ceva că e cam jale. Nu știu cum să vă zic. Deci până acum numai și numai emote-uri. Și acum pică iar Abraham Lincoln. Bă, da, așa greu pică specialele. Cred că o să devin eu direct cu toate skin-urile care sunt noi. Fără aceste emote-uri. Avem un nou skin, Queen of Hearts. Bine, e pentru prima dată când dau la roată. Și ia să vedem, oprește-te aici. Ia, și ăsta e skin nou. Bine, mă, și Carnaval Celebrator. Carnaval Celebrator. Acum mi-a dat emote. Cred că o să mai dureze ceva până o să mai deblocăm un skin nou. Nu, îl avem pe acesta, care este George Washington. Încă unul nou. Bă, dar ce greu pică specialele, bro, să vedeți. Ia, ia, bine, m-a picat speciala Ruby Cupid. Cea mai slabă pot spune, că nu mi se pare atât de wow. Și nu-mi place atât de mult, sincer să fiu. Dar e bine, e bine, atâta timp cât am deblocat-o, ce mai contează? Pe pariu că aceste toate skin-uri pe care le vedeți voi aici, cred că o să mă coste un minim 50.000 de gemuri. Toate, toate, absolut toate. Bă, și culmea este că nici măcar au fost lansate cele pe care le-am arătat în trecut. Le-am mai arătat, știți ce zic? Nu știu, bă, am emoții. Am emoții cu jocul ăsta, că skin-urile sunt din ce în ce mai faine. Arată din ce în ce mai bine. Și o să te cam rupă pe gemuri și pe bani. Înțelegeți ce vreau să zic? Noroc că mapa nouă, o să vedeți imediat, este una reușită. Și o să încercăm să vedem, bine, cu boții nu o să fie ceva competitiv, pentru că mapa, dacă rezici foarte mult pe ea, va deveni din ce în ce mai competitivă și din ce în ce mai complexă. Dar o să vă arăt imediat. A picat și Golden Gloves acela. Nice, nice, nice. Am atât ce-mi doresc este să mai deblochez și alte speciale. Și să testăm să vedem dacă culorile cumva schimbă skin-urile. Adică dacă contează lucrul ăsta și le schimbă. A picat și Metal Ninja. Un nou skin deblocat. Acum emote-uri din nou. Ia vezi speciala, bine, mă, a picat preferata mea Smoke, specială, bine. Da, mă, da, asta zic, tăticule.
Nici nu știu ce skin-uri mai avem lipsă, ia să vedem. Dăm noi la legendare. Mai avem pe Sensei Fire Fist cu Metal Alien și cu Angelo. Doar atât mai avem de deblocat. Și la epice, ia să vedem ce avem noi. Deci la epice mai avem decât Boxing Ru și cam atât. Deci puține skin-uri. Ok, hai să vedem să le deblocăm și pe acestea. Totuși trebuie să menționăm faptul că la speciale ar fi șansa de 3,13%. Bine, așa e la toate. Nu, clar. Clar, șansele astea nu o să se potrivească cu cele de pe joc. Vă pun la părul pe cât vreți voi că șansele cel puțin la speciale când o să vină o să fie de 1%. Clar, deci clar. Trebuie să dai vreo 10-15 mii de gemuri pentru un skin special. Față de trecut când mai dădeam și noi niște stampări. Bine, în sfârșit a picat și ultima specială de care aveam nevoie. Bine, mă. Două speciale la rând? Bro, asta e minune mare de tot. Minunea Stumble Guys. Minunea scopului acelor. Oh, și Metal Alien. Bro, nici pe ăla nu l-aveam. Și acum să fiu sincer, mai lipsește decât ce mai lipsea mie? Skin-ul celălalt de fată, nu? Deci ăsta îl aveam, dacă l-am deblocat. Mai era un skin de fată care mai lipsea. Atât. Dar să-l văd eu la nu încă nu știu denumirea pe deplin. La toate skin-urile, cum se numesc ele, dar hai că l-așteptăm și pe ăla să vină așa, să luăm pe roată, să luăm toate skin-urile deblocate. În sfârșit a picat Kanguru Boxer! Și mai trebuie decât domnișoara ca să pice. E bine, o așteptăm, dacă nu, cred că nu o să mai stau foarte mult și pentru ea ca să o iau, dacă cumva nu o să pice destul de rapid. O să dau la roată în continuu, o deblocăm și intrăm să jucăm cu toate skin-urile, să vedem despre ce este vorba. Și după cum observați, n-am mai avut răbdare, am dat ca să deblochez absolut tot și acum vreau în felul următor. Să vedem dacă, da, culorile influențează skin-urile. Acum haideți să vedem ce skin-uri mai exact. Deci, ce ciudat arată, bro, cu culoarea aceasta. Deci, ia să vedem, aici. Dacă mă duc eu și schimb culoarea, ok, deci pe ăsta nu-l încurajează cu absolut nimic. Găina, ok, o știam. La Stumble Love se pare că culoarea contează mult de tot pentru a-i schimba înfățișarea. Foarte interesant. După aceea la Pixel, am văzut la Pixel Gal, la Carnival Celebrator. Carnaval, dar de ce n-ai văzut să spune Carnival? Cu alb arată foarte bine. Mult, mult, mult mai bine. Uite, viața mea, schimbă culoarea și la ăsta? Bro, păi și pe lângă faptul ăsta îi schimbă și cenzura, nu vreau să-l întorc, ia să vedem. Îi schimbă și culoarea la cenzură. Bă, deci mă rog din suflet că aștia să fi făcut skin-ul ăsta bine optimizat, ok? Mă rog din tot sufletul meu să nu fie vreo problemă. Bun, Angelo se pare că îi schimbă culoarea și la el, și la Inside Out. Ia să vedem ce mai era, ăstea nu schimbă absolut deloc, deci rămân la fel. La speciale, la speciale se schimbă culoarea. Cred că e pentru prima dată o specială când îi schimbă culoarea. Mai e vreo altă specială care îi schimbă culoarea? Nu cred. Bă, e altceva, tăticu, ia vezi pe alt cum arată, da? Și așa nu e rău, nu e rău, sincer. Ia, următoarea, ce mai avem? Îl avem pe ăsta. La ăsta nu, în niciun caz, culoarea nu o să fie influențat. Dar bă, arată prea... Ăsta o să fie primul skin cu care o să joc, clar. Și ce mai avem? Mai avem la legendar. Ăsta, Rubicu... Nu, nici la ăsta nu o să schimbe culoarea. Deci singurul care e doar Sensei-ul. Iar la epice... Abraham Lincoln. Da, se pare că îi schimbă doar fața. Și puțin acolo din gât, dacă observați voi. Ok, ia să vedem ce mai avem aici. La George Washington. Da, se pare că și la George Washington nu-i schimbă culoarea. Tot la față. Și la altceva mai e? Nu, doar la față. Ok. Bun. Și mai ce mai era pe aici? Mai era Queen of Hearts, la fel îi se schimbă culoarea. Bă, mă bucură lucrul ăsta, că postul să-l costum... da, la Boxing Ro nici n-avea nevoie, sincer. Nu avea nevoie de schimbatul culorii. Adică arată bine așa cum e. Arată bine, da, n-ai ce zice. Bun, și acum haideți să vă arăt, da, efectul special de emote pe care noi îl avem aici, da. Și acum mai exact, dacă eu îl pun, dau cu pumnul practic? Adică nu mai îmi trebuie pumnul acesta și odată ce le-am pe ăsta e ca și cum s-ar da pumnul cu efect? Trebuie testat, trebuie neapărat. Des de noi la animația de win. Ce să punem noi mai exact? Mă, nu vreau să-l văd cu samba. Vreau să pun pe asta cu deschisul șampanie, dar cred că mai bine... Da, cu deschisul șampanie, da, e perfect. Ca să luăm noi pe ăsta așa cu smoke. Culoarea nu contează, emoturi. Mă, emoturi, sincer să fiu, eu mai am și banana, dar hai să punem din astea noi. Pă, nici nu știu ce să zic. Că astea dacă le dai, le dai de degeaba.
sincer, adică te opresc pe loc și nu ai vreo. Uite sacul deschis cu șampanie, cateringă. Și haideți să intrăm și să testăm cu 32, deocamdată cu boți. Și probabil o să vin într-un nou episod în care o să joc și alături de persoane. Ia să vedem, bro, cum e mapa nouă, să testăm așa puțin, să testăm niște bug-uri, să testăm niște tactici, dacă se vor face anumite tactici. Mamă, ce interesant arată No Way! Bro, cât de tare e! Deci ăsta e un noul bloc, deci așa, așa se spune că e noul bloc, deci noul game mode de bloc, deci. Ia să vedem, tăticu, mergem și noi și dăm un emote? Mamă, cât de tare, deci e pumnul normal, numai că culmea este că acest emote e de foc și oare nu dă un knockback mai mare? Nu cred. Nu prea cred că dă un knockback mai mare. Bă, sper să reziste și boții ăștia. Ăsta e un fel de jump. Dar știi ce vreau eu să testez după aceea? Dacă eu dau jump aici, vedeți că tu poți să vezi peste mapă încolo, bro. Sigur chestia asta nu te va ajuta ca să treci peste și să facă băieții mei nu știu ce bug. Absolut, ia uite. Să sare așa, bam, știi? Și să sar peste. Se pare că boții încă rezistă, dar nu cred că prea mult. Avem nevoie ce drept de player adevărat. Uite, aici e o tactică foarte bună. Dacă stai pe margine, nu te atinge chestia aia de se mișcă. Deci, în principiu, când vezi chestia asta că este ridicată, tu ar trebui să te duci să stai pe ea. Dar poți spune faptul că acesta este noul bloc, deși. Mult mai complicat, mult mai, cum să zic eu, complex. Ia uite, cu deschis șampania, fiind o fantomă. Mult mai complex și partea cea mai tare este că tu poți să joci și cu emote și fără emote aici, pentru că o să devine din ce în ce mai grea mapa și mai dificilă. Ia să vedem acum cu ce să jucăm. Hai să jucăm cu asta. Ok. Hai să ne încercăm norocul și să ne încercăm nu știu cum să zic eu, optimizarea jocului, astfel încât să vedem dacă skinul ăsta sigur nu-și arată ceva. Înțelegeți voi, să-și arate carbasanul. Mă-mi place mie să zic, să nu să cenzurăm chestiile astea. Ah, da, și dacă tot suntem cu skin-ul ăsta, îl vedem așa puțin cum arată el, nu? Ok. Deci, ne întoarcem așa puțin, se pare că totul e cenzurat, da? Când sărim, mă, pare ok, adică nu... Nu pare ca și cum s-ar vedea ceva. Ia să dăm noi pe jump. De când dăm jump. Mă, e bine optimizat skin-ul. Ia, sărim aici pe margine. N-am vrut să risc. E bine optimizat skin-ul, bro, pe cuvânt. Nu mă așteptam chiar atât de bine să fie optimizat. Acum, ia să vedem. Sărim și dăm jump. Se pare că tu, indiferent de situație, nu poți să treci pe partea ailaltă. Deci s-au gândit la lucrul ăsta, bro. Mă miram eu să treci în partea ailaltă, știi? Ar fi fost ceva. Bun, acum ce mai vreau să mai testez? Deci asta pe margine v-am arătat-o. Cred că ar fi o idee bună ca să testez eu aici pe marginea astea mapei, să vedem dacă putem acolo să stăm. Bun, am înțeles skin-ul ăsta, nu mai vreau să mă mai joc cu el. O să ne mai jucăm probabil pe live-uri cu varianta aceasta beta și o să le testăm. Ce aș dori eu? Aș dori Sensei Fire Fist să jucăm pe această mapă. Și o să încerc după aceea să văd dacă pot să iau niște content creator să mă joc pe bune mapa aceasta, să vedem cât de mult putem să rezistăm pe ea și cât de, cum să zic eu, cât de grea poate să devină. Probabil că o să vin într-un alt episod în care să prezint mai multe tips and tricks-uri, știți ce zic? Da, și cred că, uite, ar merita să testez să stau în spate astfel încât să văd ce se întâmplă când mă atinge acea galaxie. Pe margine, pe aici nu cred. Cred că voi muri, nu? Adică e la logica logicii. Ia, pot să trec peste? Mamă, deci nu pot, bro, mă omoară instant. Am testat și asta, ok? Dacă n-am testat astea, m-ați întrebat și zice, Mondrei, ce face aia? Le testăm pe toate. Că na, de ce nu? Și acum mai vreau un lucru, să sar pe margine, să văd dacă cumva pot să stau pe peretele acesta de aici. Înțelegeți ce vreau să zic? Dar nu prea cred. Bă, se pare că ăștia de la Scopli, pare ca și cum s-ar gândi la toate chestiile, știi ce zic? Și nu vă să fie, nu știu ce bug. Mamă, dar cred că a primit nerf pumnul, bro. Sau mi se pare mie. Ia. Nu. I-am dat pum și a sărit pe catapulta. Ia să vedem, mă, aici. Stăm pe marginea asta. Lol. Deci aia e ca și cum ar fi ceva invizibil și tu treci prin el. Adică treci prin peretele ăla. Nu poți să stai pe perete. Am înțeles, bro. Oricum e mapă de elimination și e foarte tare. Bro, s-o jucă la turnee foarte mult mapa asta. Și cu emote-uri și fără emote-uri. E o mapă care chiar o să merite. Și vedeți ce înseamnă o companie nouă ca să vină? Mape mult mai dificile. Ia mă să testăm și Ruby cupid ăsta. După aceea vom reveni cu un match 2
alături de niște persoane, nu știu, reale, că cu boții ăștia nu poți tu să stai foarte mult, să reziste la infinit, înțelegeți ce vreau să zic. Nu, deci, clar, nu există vreun bug sau ceva de genul de care să profiți pe această mapă, înțelegeți ce vreau să zic. Nu există, clar. Singura chestie ce vreau eu de la voi este să-mi spuneți în comentarii ce vreți să testăm pe această mapă. Nu știu, dacă ați văzut ceva ciudat la ea, dacă credeți că ar merita, nu știu, să vă arăt nu știu ce tactică, ia să vedem aici. Dacă sărim. Oh, am sărit și nu m-a atins chestia asta. Mamă, dar eu stau ca și cum aș fi în aer, bro. Nice. Asta este prima tactică, pot spune, pe această mapă, în care poți să te folosești și să nu te lovească, să nu te lovească în cap. Sau la picioare, să nu te lovească aceea. Aici sari cât se poate de mult pe fiecare mașină. O, oh, uite că a venit de asta complexă. Ia uite, bro, cât de subțire e. O, oh, am sărit la limită. No way. Aici nu trebuie să te lovești de țepi ăștia că o să ții knockback. Deci atenție mare de tot. Ai sărit înțepția la knockback. Nu vreau acum să sară înțepe, că clar o să-mi iau un knockback. Am sărit și aici. Nu vezi că sunt niște boss care rezistă pe acolo. Respect maxim boților. Ca să le arăt și eu la băieții mei mapa mai bine. Nu știu, nu mi-aș lua sincer knockback. Pentru... Oh my god! Mi-am dat pumn și m-a oprit pe loc. Pentru că este pumn normal, înțelegi ce vreau să zic. Da, ați văzut acolo ce era să pic? Bro, respect maxim la boți că au rezistat foarte mult. Uite, sunt foarte multe din astea care se mișcă. Aici trebuie să am foarte mare grijă, bro. Deci la astea cu margini, când le văd, să știu sigur că o să vină o de asta mișcătoare și o să mă dea jos. Neapărat trebuie să am mare grijă. Mă, unde mai e botul ăla, mă? Mă miram eu, frate. Bă, cât mai rezistă, mă, că ești gura lui. Chiar a rezistat eroic. Respect la boți. Deschidem șampania în cinstea lor și haideți să vedem dacă găsim un match, două, să dăm și noi cu niște content creatori. Se pare că am intrat cu un youtuber de afară, Abera Games, o să vedeți voi. Deocamdată o să joc alături de el. Poate pe următorul episod o să aleg mai mulți youtuberi și o să jucăm alături de mai mulți youtuberi. Dar, într-adevăr, e destul de greu acum. Ca să intre cu toții. Aolo, se pare că a picat deja. Wow, n-a fost atent. Se pare că încă nu e obișnuit atât de tare pe această mapă. Trebuie neapărat pe această mapă, bro, ca să faci foarte multe chestii din astea. Adică să sari și după aceea să faci un 360 din asta. Cred că 360 e, nu? Nu 180, da, 360. Bam, uite, te-ai dus așa. Bam, ai sărit aici, faci 360-uri din asta. Aolo, bro, era să sar aici și după aia m-am gândit. Bă, fii atent că asta are margine. Nu e bine să sar pe margine. Pentru că are din asta mișcătoare. Nice, sărim și aici. Sărim și aici. Cred că ați înțeles mapa. Nu cred că e cineva care nu am înțeles-o. Haideți că am mai intrat la un meci. A venit și Reju. Bine, avem doi youtuberi în momentul de față. Vamos, haideți să jucăm alături de ei. A intrat și Abra din nou. Asta e emote-ul. Nu are sens ca să-l dau pe ei mai ales. Mai avem și pe Eric, se pare. Încă un youtuber. Ia să vedem, ne ducem așa. N-are sens să dau emote-ul pe ei pentru că e același, e pumnul. Doar că e pumn cu skin-ul acela de foc. Nimic special, nimic schimbat. Opa, s-a pus pe burtă, bro. Ia. Mamă, cât de tare e chestia asta, bro. Deci tu poți să dai emote-ul, dar chiar dacă îl dai, te va opri pe loc. Numai dacă vine cineva și te va împinge, e cam nașpa, sincer. Asta este foarte aiurea. Dar tu poți să dai emote-ul, bam, 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 și să stai aici. Aolo. Bă, ce se întâmplă cu băieții, bă, nu știu să joace prea bine. În fine, cam asta a fost episodul pe moment, pentru că e un episod foarte lung. O să revin eu cu celelalte skin-uri și cu celelalte efecte speciale și tot ce trebuie să mai știți, să vedem, să mai aflu și eu pe aici. Trebuie să-mi schimb și numele, roșu, am dat mesaj, dar încă nu s-a rezolvat chestia asta să mi se schimbe numele. Sper că v-a plăcut, dați un like și o abonare dacă vreți să... Dacă vreți să mă ajutați și pe mine și o să revin cu un live în care o să jucăm mult mai mult pe varianta aceasta beta. Toate cele bune, ne vedem la un nou episod, dar nu uitați că și postăm shorts-uri, deci dacă vreți să aflați mai multe, puteți să aflați de pe shorts-uri. Foarte simplu. Da, și ne vedem mâine. Pa, pa! Subscribe! Subscribe!